A fost razie de amploare joi seara în toată țara, după ce o firmă din străinătate a comercializat ilegal arme prin curierat. Sute de verificări și percheziții au fost efectuate de polițiști pentru a depista persoane cercetate pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. În urma verificărilor, oamenii legii au ridicat peste 100 de arme și 30.000 de proiectile. În tot acest timp, polițiștii au demarat o razie de amploare și pe șoselele din țară. În Mehedinți, peste 180 de conducători auto au fost testați cu aparatura din dotare și zeci de vehicule au fost oprite din a mai circula pe drumurile publice. La acest moment, în municipiul Drobeta Turnul Severin, este în desfășurare o acțiune cu efective mărite în sistem integrat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. La acțiune sunt angrenați polițiști de la judiciar, ordine publică, rutieră, economic, dar și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Totodată, acțiunea este sprijinită de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți. Obiectivele acțiunii sunt prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență în segmentul stradar, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, combaterea consumului de substanțe interzise. Aceste activități fac parte dintr-o serie de acțiuni desfășurate de polițiști pentru a combate diferitele încălcări ale legii și au rolul de a preveni orice formă de infracționalitate.